Pentru că siguranța copiilor este pe primul loc, autoritățile locale din Șirineasa vor executa pentru început un trotuar de 1,5 km pe marginea drumului județean 677F. O să mă apuc să fac din buget local. Eu inițial am vrut undeva la 2 km de trotuar, dar nu am banii pentru 2 km pentru că am vreo 2-3 vodete și costă foarte mult să fac trecerile peste niște torenți pe aceea și mă duc undeva până în 1500 de metri în zona aceasta de la primărie către Băbeni, cum ar veni, pentru că e zona unde copiii nu beneficiază de transportul cu microbuzul și să aibă și pentru că s-au mulți mașini, s-au mulți circulația pe aici de mamă doamne. Și o face un trotuar bun și eficient, pentru că eu de principiu ăsta sunt. Decât să faci un lucru să-ți bagi o dilmă, mie nu mai faci. În urmă cu 2 ani, autoritățile din Șirineasa au depus la Compania Națională de Investiții un proiect pentru modernizarea 7 km de trotuare. Deocamdată, finanțarea se lasă așteptată.